954 de firme din țară și străinătate au participat la târg, iar noutățile nu au lipsit de la niciun stand. Sectorul utilajelor agricole a fost foarte bine reprezentat, vizitatorii putând afla noutăți despre orice fel de echipament necesar într-o fermă. De exemplu, la standul NHR Agro Partners au fost prezentate nu doar tractoare și combine, ci și alte utilaje și echipamente, unele expuse în premieră. Am adus, ca de obicei, o gamă largă de tractoare și echipamente, avem și combina. Avem noile tractoare cu motoare Tier 5, deci cu ultima normă de poluare și cu consumul redus de combustibil. Am adus, cred că prima dată la Indagra, un tambur pentru irigat, pentru că am observat că din ce mai mulți fermieri se gândesc să facă investiții în sisteme de irigații și s-a dovedit deja că vremea impune acest lucru și am considerat necesar să prezentăm fermierilor și un echipament pentru irigat. Ce caracteristici are? Cel din târg este un tambur cu furtun de 300 de metri, cu calculator pentru reglarea debitului de apă. Noi vindem acest echipament Beinlich din Germania de mai mulți ani, însă nu am avut solicitări foarte mari. În ultima perioadă am văzut că este interesul crescând și ne-am gândit că e bine să-l avem și la târg. De asemenea, avem tractoare mici, tractoare pentru vie, avem o mașină de stropit cu recuperarea surplusului de soluție pentru vii, pe care am prezentat-o și la niște demonstrații în primăvară, la câteva podgorii din România, la care am fost împreună la un moment dat. De asemenea, avem de la producătorul din Marea Britanie, JCB, un încărcător cu braț telescopic, modelul nou cu capacitate de ridicare 3600 de kg la 7 metri. Avem un tractor fast track cu motor de 330 de cai putere. Este un tractor special cu șasiu complet și cu suspensie pe fiecare roată. Un tractor care are foarte multe avantaje. În primul rând, se reduce patinarea, pentru că fiind pe suspensie, fiecare roată este în permanență în contact cu solul. Și este dotat cu sistem de frânare pe fiecare roată, pentru că el poate să se deplaseze în transport cu viteze până la 75-80 de km pe oră, în funcție de legislația din fiecare țară. De asemenea, avem remorcă, avem o remorcă tehnologică Tatoma pentru din asta cu melc vertical, pentru furaje, pentru animale. Avem tăvălugi de la firma Dalbo, avem o mașină de stropit. Din păcate, spațiul nu ne-a permis să aducem mai multe variante. Am adus una unul din modelele pe care le comercializăm în România. Și, bineînțeles, avem câteva utilaje de la firma Pöttinger pentru lucrările solului, pentru că în fiecare an am încercat să aducem atât utilajele consacrate, cât și ceva nou. De exemplu, anul acesta avem un utilaj mai puțin cunoscut în România până acum. Este un Fox, o grapă cu discuri mică pentru un tractor mai micuț, care în general are probleme cu o grapă cu discuri clasică, pentru că este prea grea și nu poate avea stabilitate în timpul lucrurilor.